Cum se numea oare mahalaua noastră? Nu se știa niciodată precis. Totuși, după numele ei, ne puteam face o impresie despre viața personală a regelui. Când Carol al II-lea era certat cu amanta și-și iubea fiul, se numea Comuna Suburbană Marele Voivod de Alba Iulia. Când se iubea cu doamna Lupescu, se numea simplu Lupeasca, omagiu pe care nu l-am înțeles niciodată. Când a venit Antonescu la putere, fiecare o boteza cum voia. Broscărie, Abalica, Mărgeanului, nu mai era niciun criteriu. Trăiam dincoace de barieră, sau, mă rog, dincolo, departe de fața lustruită de fard a Bucureștiului. Îl simt plimbându-se prin lume, trezind trotuarele sub pași, un anonim cu mii de nume, ce umblă noaptea prin oraș. Parfumul stranzilor ne alungă și ne cheamă, că-n umbra lui ca pe-o lumină a păstrat tot ce-am pierdut și-am uitat. Parfumul stranzilor ne-ntoarce întotdeauna la ce-am iubit, la ce-mi-e dor și la noi, parcă ar da timpul înapoi. Lovit de ploi, bătut de vânturi, prin amintiri încet trecând, ne lasă în urma lui pe gânduri. Din casă în casă colindând, parfumul stranzilor târziu ne aduce aminte câte am trăit și bucurii și nevoi și că avem suflet și noi. Alminteri, mahalalele întregeau celebritatea însăși a capitalei, metropola balcanică a tuturor contrastelor. Ce prefăraie, puteai să-ți imaginezi că mai există așa ceva în București? Mai ieșim și noi din banalitate. Ce spuneți? Foarte frumos. Al cui ești tu, drăguțule? Al nimeni. Tatăl tău ce e? E orfan, doamnă mareșal. Tatălui a murit pe front. N-are tată. Tatăl tău a fost un om foarte bun. Vedeți? Ea știe cât de bun a fost Ciupitul. Tatăl tău a fost un erou. Păi sigur, a fost un adevărat erou din înaltă considerație pentru ea, nu? Poftiți, domnilor, poftiți! Doamna mareșal vă dorește bine, poftiți, nu vă sfiți! Eu mă duc să încălzesc ciorba. Lui Lenuța Calapotescu i s-a arătat Sfântul Gheorghe. Da, a coborât din icoană jos de pe cal și i s-a arătat în carne și oase. Da, da, Dumnezeu ne trimite semnele lui. Suntem un popor ales. Haide, mă, 13.000, du-te la doamna mareșal și explică-i situația. Hai, du-te! Sau și mai bine, spune-i să-l trimită pe soțul dumneai la noi. Să vină la Vulcan, la noi, la turnătorii, într-o dimineață, așa, pe la 6:30. Hai, nu te duci?
M-am preparat la dejun ciorbă de ștei. Ei, lasă-o, dracule, mă, 13.000. Ce păreri mai aveai și tu, mă? De unde-ți veniră, mă? Nu se poate în ambițiul să se meargă la rege sau la prim-ministru să se explice situația. Adică să mă duc eu la Vaida Voievod? N-am spus de Vaida Voievod. Mai rău, nu știu cine era prim-ministru în vremea aceea. Dau și eu așa un exemplu. Să-l cheamă așa la o țuică și să-i explic eu. Da, mă, dracule, excelență, prea exagerați. Adică noi muncitoare trăim cum trăim și dumneavoastră să aveți tot confortul. Păi gândește-ți, Natac, ești om bătrân, e normal japul ăsta, așa ca chestie. Pe urmă mă duc la Malaxa. N-am spus nimic de Malaxa. Ei, Malaxa, ne-Malaxa, n-are nicio importanță. Da, dracule, domne, Malaxa. Păi de ce ne exploatezi, dumneata, pe noi atâta? Nu-ți dai seama că este inuman felul cum procedezi, dumneata? Știi, și Malaxa stă așa pe gânduri și îmi spune mie, păi, neavisule, păi știi că ai dreptate, băi. De ce nu râzi, mă? Hai, râzi, nu fii prost. Poate îi pare rău să renunțe la o idee greșită. Ce, mă, îți pare rău după prostia ta? Dar nu-i vorba de asta, neavisule. Pe atunci eram și eu, mai altfel. Nu eram în stadiu de acum. Tată, m-a luat să mă duc la cinema la Noni. Rădița, dă-i 5 lei lui fratele tău la cinema și un leu pentru semințe, că la Noni nu primește fără semințe. 5 lei mergem, eu nu mănânc semințe la cinema. I-am cunoscut pe acești oameni acum 30 de ani. Într-o zi mi-a venit în minte să văd ce s-a întâmplat cu ei și am început să-i caut. Casa lor nu mai există. Vecinii s-au risipit. Totuși, câte ceva am aflat. Neavițul nu mai trăiește. Rădița? N-am reușit să-i dau de urmă. 13.000 a căzut pe front, undeva pe Tisa. Fănică era mai mic decât mine, cu 2 sau 3 ani. Se pare că ar fi plecat din țară imediat după război. Ieșisem din iarnă. Iarna era o boală pe care trebuia să o birui. Iarna era ca și oftica, făcea victime. Dar primăvara era salvarea noastră. Venea soarele, venea urzicile, aveam ce mânca, umblam în picioarele goale. Ai sopați, o să fluiere sergentul, că ai călcat regulamentul și asta-i pentru tribunal ilegal. Ochii tăi sunt prea frumoși, prea luminoși, luminează întreaga stradă, deci un or poate să-i vadă și asta-i pentru camuflaj, sabotaj. Și-am să te văd închis în deal la pușcărie. Hoții! Săriți, hoții, ajutor! E vremea hoților. Eu i-aș împușca pe ăștia. Când e război, nu se fură. Eram încă un copil. Totul mi se părea o joacă. Nu cunoșteam nici oboseala, nici frica. Mă bucuram până și de bombardamente. Dar într-o seară am înțeles că se petrecuse ceva foarte grav. Neavițul a fost arestat. După aceea nu s-a mai știut nimic precis despre el multă vreme. A fost implicat într-un proces, dar n-am găsit dosarul în arhiva curții marțiale. În schimb, am dat peste un fost paznic de la închisoare care știa câte ceva. Nu cine știe ce. Dar după cum îl cunoșteam pe Neavițul, cam așa trebuie să fi întâmplat lucrurile. La interogatoriu. Thank you.
Ai o țigară, Leavițule? Lasă-și asta aici, că nu mai poți să aștept. Asta aici, eu dau eu lui tatu. Uite, ți-a adus fănică mâncare. Ocupat mai ești fănică asta. Extrem de ocupat. Copil și el n-are răbdare. Așa e el, ocupat. Durerea lui Neavițu era fănică. Era socotit băiat frumos în Mahala, inteligent, învăța cel mai bine la școală. Dar lui Vițu nu-i plăcea cum creștea. Ce apucături avea. Uite copilul cu anul, Lenuțo. Și vă foarte mulțumesc. Hai, vină la mamă. Opa. Ia și șterge-te, măi. Ce vrei și tu, e mică, nu poți să ai pretenții de la ea. Mulțumesc, să rămână. Nu, amică. Hai, hai, mamă. Tată, uite. Bravo, Fănică, cum ai obținut-o? Nu te-a dat nimeni afară din rând? Era o coadă lungă. Cât de lungă? Te-am rugat să fie exact. Ajungea până la simigerie. Și era și pe două rânduri, că veniseră și ea de la Gagia, că acolo se terminase pâinea. Nu te-a dat nimeni afară din rând, da? Ești voinic? Nu mă mire că ai rezistat. Da, dacă nu eram eu deștept și o luam pe nunuța cu anile nunții, nu mai ajungeam eu să iau pâine. Aia mică țipau, urla. Oamenii ziceau, lasă-l să ia pâine, nu vezi ce urlă sorsa? Ziceau că nunuța e sora mea. Scapă-mă, Rădițo! Ei, tu nu vezi că nu dă în tine? Te-a lovit tăticul cu ceva? Dacă nu dă, de ce țipi? Tu le faci pe toate, de-andoasele. Și mereu cu tăticu. Ia mai zi o dată, mă. Ia. Cum o făceai tu pe deșteptul? Hai? Cum ai luat-o tu pe nunuța? Hai, repete exact. Taci, hai. Rădița, adu cureaua. Domnul Ichim, fii te rog bun și dă-ne puțin cureaua. Hai zi, mă! Zi cum făceai tu pe deșteptul. Ce ziceau oamenii de nunuța? Cum îi înșelai tu? Hai, zi! Ziceau că... că e sora mea. Păi nu așa, mă. Cu sclipirea aia din ochi. Sclipirea aia din ochi, vreau să o mai dat odată. Ticule, nu da! Nu dau, mă. Ți-e prea frică. Când nu o să mai țipi, atunci am să te pleznesc. De-abia după aia. Atunci să vii la mine. Uite, tăticule, nu mai dârdi de frică, poți să mă bați. Cine dracu se mintu așa fricos, mă? Rădița, adu-i pâinea, dă-i-o să se îndoape. Toată lumea stă la rând, ele deștepte, nu vrea să stea. O ia pe nunuța. Așa vă învață pe voi la școală? Hai, ia, Fănică, îndoapă-te. Să nu rămână nicio firimitură. Tu ai fost șmecher, tu să o mănânci, mamă. Ia. Poftă bună, băiete. Dacă nu mănânci pe toată, să știi că ai de-a face cu mine. Nu mă înțelegeam cu Fănica. Avea o fire curioasă. Nu-i plăceau jocurile noastre. Nici nu umbla vara în picioarele goale. Nu mergea cu noi să furăm dude în caranda sau să ne scăldăm în ciurelă. Preotul Mahalalei mi-a povestit o întâmplare ciudată. Cine l-a cunoscut bine pe Fănica, înțelege că așa a fost. Că părintele n-a mințit. Cine e? Eu sunt părinte, Fănică. Ce vrei? Părinte, vreau să vă spun ceva. Vrei să te spovedești? Nu, părinte, n-am păcate. Așa, nimeni nu are păcat. Ce e cu tine, fiule? Mă apasă ceva, părinte. Tu ești un copil, mai Fănică. Ai furat, ai mințit, te iert în numele Domnului. Nu, părinte, nu mai sunt un copil. Trebuie să mă ascultați. Am zis, ce te apasă? Părinte, există Dumnezeu?
E, și tu acum cu întrebări de-astea, păi sigur că există. Dacă există, nu mai e bun. Eu te știam un băiat inteligent, măi, Fănică. Hai, du-te acasă și lasă-mă. Uite cu ce-și bate el cap. Părinte, vreau să vă fac o propunere. Mie? Da, dumneavoastră. Ce asta? E o nouă scriptură, făcută de mine. Părinte, vreau să facem împreună o nouă religie. Ar fi grozav. Părinte, te fac apostolul meu. Zicem că un nou Dumnezeu ne-a trimis pe pământ. Eu sunt un nou Iisus. Chestia de la Maglavidi o prostie. Doamne, apără și păzește. Ce-i, satană? L-am găsit și pe inspectorul de la siguranță, care l-a anchetat pe Neavițu. După eliberare a fost condamnat la închisoare pe viață. Prin 1966 însă a fost grațiat. Cum nu are pe nimeni, în afară de reumatisme și amintiri, trăiește la un azil de bătrâni. Și amintește de Neavițu. Luați loc. Mulțumesc. Ați cam întârziat. Da, m-am cam lăsat așteptat. Au bătut. Destul de bine. Păi vedeți. Vedeți câtă dreptate am. A? Ce părere aveți de vremea din primăvara asta? E o splendoare. Simți cum întinerești. Au înflorit magnolile Cismigiu și la șosea. E un parfum. Se deschid și grădinile de vară. Să stai la umbră, să bei un șpriț rece, bun. Să-ți cânte o vioară încet, încet la ureche. Asta e. Răcoarea plăcută a pădurilor, vara. Dacă n-aș fi atât de grăbit, dacă n-aș avea atât de puțin timp la dispoziție, unde pleci așa cu capul gol? Încetul cu încetul se face oțetul, oțetul monopol. Nu-i monopol. Cum zice Ardeleanul ăsta, e vin de la de mere. Ia zi tu, Rădicioaia, cum fac ei amor? Când se îndrăgostesc ei, ce fac ei în situația asta? Care? Păi cum care? Aia care-i cântat-o la șansonel. Ce tu ei fac amor? E, cum să nu au și ei sentimente? Sigur că da, au sentimente, au bani de buzunar, au tot ce le trebuie. Pălăria cu val, pălăria cu val de la Tușa Carolina, unde-i? Fii tu mai pasonată, mai... Ei, mai pasonată de-a ta nu pot. Ne-am întâlnit la Capri într-o seară. Dar unde e Capri, dragă? Când tremurând florile adormeau, de undeva ne vorbeau vioară și de sus stelele ne zâmbeau. Ce dragă și mie unde e Capri, nu mă lăsați să mor proastă. În Italia, în sud, în jos, pe cizmă, duțulea. E o insulă lângă Neapole. Acolo se consolează ei când îi înșală nevasta cu subsecretarul. Își fac repede bagajele și la Capri să-și uite amarul acolo. E, au camere frumoase acolo, cu vedere la mare, cu baie de faianță albastră. Iete-te-ai dracului. Păi ce, tu nu te-ai consolat când ai fost la Maglavit? Hai, lasă-mă, hai, lasă-mă-n pace, că nu mai vreau să mai mi-aduc aminte. Ei,
că am cheltuit toți banii care aveam strâși pentru paltonul lui Romica. Ziceam că am să pot să-l întorc pe mețivul de bărbat de pe calea cea bună. Ziceam că mă ajută pe Trache Lupu, că l-a văzut pe Nesta. Și ce am făcut? Am stat o dimineață întreagă în genunchi să-l văd și eu pe Dumnezeu, pe care vad în sfinț. Și... Ei, și ce am azuit? Ce, absolut ciuciu. Luați, mâncați, cu ceea ce asta aici avem. Și stați că vă spun cum mănâncă ei. Dar ce ei mănâncă? Pă, cuvântul meu de onoare că mănâncă. Știu de la familia Cârstoi, unde am fost fată în casă. Consilierea asta tot timpul cu gura pe copii. Tinerică, mă, nu papă să le țica care vitamine. Olguțica, de ce nu vrei să papi supica? Olguțica strâmbai din năsuc, nu vrea supica. Consilierea asta se enerva, trântea furculițele, farfurile și începea să urle. Eu care fac numai sacrificii și nu mi-are fac cu viața. Tu și tu nu papi salata. Adică ce e aia dragă că nu și-are făcut viața? Adică... Nu s-a măritat din nou ca să poată îngriji de copii. Clar, Tuțuleasco, clar. Hai măi, nu te grăbi, las-o să intre bine în cap. Ce-mi place la tine, Tuțuleasco, e cum ne întreruptul când este lumea mai dragă. Dacă vedea consilierea sa că nu vor copiii să mănânce, aducea vorba de răposatul. Și trăgea cu răposatul consilier tot timpul mesei. Nu, tăticuțul tău, care acum e în ceruri, îi plăcea supica, mânca trei găluște și mai cerea. Când trăia el, aveam întotdeauna trufandale în casă iarna. Cum le aducea el și le punea în bucătărie, fără să observe nimeni. Ce bărbat bun, ce om, ce distincție. Cum venea el tiptil acasă, încărcat cu bunătățile luate din bani nemunciți. Cum își săruta el nevasta după ce concediase vreo câțiva muncitori. Da, vai de mine, ce om! Nu, nu, să știți că altul în locul lui, cine știe ce ar fi făcut? El nu, fiecare bănuț în casă avea grijă de copilaș, nu, era un bărbat de casă. Cum e tu, rădiță, la ei să fii bărbat de casă? Mai întâi de toate, Coane Tuțuleasco, trebuie să fie pedant. Ce e pedant? Adică îngrijit, să aibă o cămașă scrobită, butoni, cravată, știi? Apoi trebuie să fie spiritual. Adică să râdă ca prostul tot timpul. Nu cu gura până la urechi, ci șușotind, să o păim de la o cucoană la alta și să spună la fiecare câte ceva. Azi arătați mai bine ca oricând. Vai, doamnă, dar când ați întinerit? Aveți o mină de adolescentă. Chestia astea. Apoi trebuie să fie distins, cu prestanță, adică țeapăn. Să dea frumos din cap, să salute grațios mâna la toate babornițele. Dar mai întâi de toate, trebuie să aibă o situație în societate. Ce situație în societate? Da, Tuțuleasco, adică să aibă o situație în societate. Și tu te miri atâta. Adică să aibă omul pe lângă casă o fabrică, 102 de salariați, nu-i moară copilașii de foame, nu? O vilă cu 2-3 etaje, că nu o să doarmă în câmp. Să fie bine privit. Adică să fie băiat de viitor, Tuțuleasco. Să aibă perspective, să spună ministru, energic băiat, pe ăsta îl facem prefect de romanați. Dar familia? Ce, familia nu contează? A, enorm, să fie de familie bună și măsa și taxul să fie jecmănit la vremea lor. Adică să nu fie el prima și singura lichea. Și taxul să fi fost lichea și bunicul tot lichea. Dacă are și un unchi lichea, cu atât mai bine. Iede-te-ai dracului! Și există femei care se dau un vânt după bărbați de ăștia? A, unele se și sinucid din cauza lor. Își curmă firul vieții imediat. Cum își dau seama că nu sunt iubite? Gata! Viața nu mai are niciun rost pentru ele. Da, dar ele se sinucid cu pistoale mici, speciale, făcute expre. Paharul de cristal de la Tușa Carolina. Ia uite-te la el, n-am mai văzut pahare sparte, a sărie de parcă... Și uite ce ține el în minte, derbedeu, paharul de la Tușa Carolina, prostul dracului. Lasă-le, Tuțuleasco, lasă-le, că măturăm noi după ce terminăm recepția. Hai, noroc, toarnă și-o-n sunet. Mai pune și aici, pune și aici. Paharul de cristal de la Tușa Carolina. Dacă n-aș fi atât de presat de timp. Asta e, e în firea splendidă a lucrurilor, nu-i așa? Nu începem, domnule inspector. Ce să începem? Interogatoriu. Sunt foarte ocupat. Puteți să numiți cum vreți conversația noastră. Mă rog, nu asta e esențialul. De altfel, pentru astăzi
Am terminat. Fără îndoială o să fie o vară grozavă. Da, o să fie frumoasă. Și toamna o să fie frumoasă. Și iarna o să fie și mai frumoasă. Și tot așa o să fie frumos până când o să pierdeți război. Ești incorigibil, neavițule. Ce să mă fac cu dumneata? Inspectorul cunoștea pe neavițul. Era căsătorit pe atunci cu o fată plecată din mahaloa noastră, cu Lucica, fostă mare frumusețea cartierului, fostă Miss Lupeasca, 1932. Dar ce n-a fost Lucica? Cine n-a iubit-o? Cine n-a dorit-o? Unde pleci așa cu capul gol? Nu-i treaba ta. Ce ușor se lăsau sărutate fetele de un băiat care vrea să moară în cămașa albă. Cu asta le dădeam gata. Știam să mă port cu fetele. Dorina, soția lui Neavițu, a murit la nașterea lui Fănică. Se căsătoriseră de tineri, el avea 24 de ani, ea 20. Pune ceva pe tine să-mi răcești. La interogatoriu. Cât e ceasul, Neavițule? Mulțumesc că m-ai întrebat. Nu poți să te duci. E periculos. Am întârziat? Nu mai mult de un minut. Știai că voi fi eu? Crezi în comunism? Ce altfel l-aș fi aici? Bun, de acord. Dar eu am să-ți spun dumitare un lucru, singurul la care sunt sigur că nu te-ai gândit cu toată seriozitatea. Omul, fie el comunist, fie anticomunist, nu trăiește decât o singură dată. O singură dată. Și eu am să mor și dumneata ai să mori. Da, nu, asta fără îndoială, însă... Depinde cum și când mori. Păi tocmai, tocmai! Dumneata ai să mori înainte de vreme, ai să mori împușcat. Ai să mori și n-ai să te mai culci cu femeile. N-ai să te mai trezești noaptea în somn să aprinzi o țigară. Dacă omul ar trăi de mai multe ori, mă rog, să nu exagerăm, dar cel puțin de două ori, nu? Aș fi primul care să accept o jefă, dar așa nu-i pot cere să fie erou. Și cred că nici prietenii de mitare nu-ți cer. Vine primește de moarte, te adăpostești la teren. Trece primejdea de moarte, te ridici în picioare, te uiți în sus, la soare. Uite, eu, într-o situație similară, deși țin la convingerile mele, mă rog, am și eu convingeri. Dacă, prin absurd, aș încăpea în adivitare și mi-ai cere, natural, garantându-mi viața, ca să divulg anumite lucruri care prezintă oarecare interes pentru dumneata, eu aș face. Natural că după
După aceea nu vă cer să renunțați la ideile politice. Ce-mi cere? Să trăiești. Asta-ți cer, să trăiești. Să mai bei un paharel de vin, să te mai duci la un film, să mai iubești femeile, să te plimbi cu mâinile în buzunare. De ce să nu trăiești? Poloarea mea, naibițule, dacă te înțeleg. Eu îți ofer tot ce se poate oferi pe lumea asta. Primăvara, florile, femeile. Nici o zbatere nu are rost. Oamenii nu merită să te zbați pentru ei celul ăsta. Crezi că o să-și amintească de tine? Oamenii beau prea mult ca să aibă timp de recunoștință. Important e să scapi tu de mizerie. Eu? Uite, eu. Eu am plecat din Mahala. Și nevastă-mea, Lucica, o cunoști. Și ea la fel, suntem bine, mersi. Ce-ți pasă de ceilalți? Dumneata să scapi. Și uite, poți să scapi. Dar de ce să scap numai eu? Eu nu înțeleg. Eu cred că te înșeli în două sau trei... sau în toate privințele, inspectoare. Din contră, important e să scapi toți de mizerie, nu numai eu. Și ce mă tot sperii mereu cu viața pe care am să o pierd? Și pe urmă de unde știi că eu vreau să trăiesc așa cu orice preț? Omul mai și moare. Fiecare moare după cum trăiește. Dacă dumitale ți se pare natural să mori ca o lichea, atunci nu mai e nimic de făcut. Absolut nimic. Lola, ce mai faci? M-ai aștepta drăguță. Stai că nu-mi dărești. Câine murdar ce ești. Bună ziua, domnul Rădulescu! Tăticule, ai mâncat? Bună ziua! Am mâncat, Rădiță, încălzește-ți ție! Tăticule, ți-a trimis vorba madame Veștemeanu! Te invită de lăsat a secului! Cum a spus? Relatează exact? Spune-i lui domnul Vițu să vină la noi în vizită de lăsat a secului! Îl așteptăm cu plăcere! E, ce zici de cărciumăreasă, pictore? Ce pretenții mai au și oamenii ăștia, până unde merg ei cu ele? Dacă îmi spunea, domnul Vițu, veniți la noi de lăsat a secului și dacă veniți, micșoreți chiriile și nu mai torn apă în vin, pe cuvântul meu de oroare că veneam doar așa. E imposibil. Cred că soarta lui Fănică l-a chinuit mult pe Neavițu. Se mută lui sergentu. Al dracului copil pentru ce dădea el din mâini. Se mută în centru. Divorțează de coana Florica. E alta, mai tânără, funcționară la pirotehnie. Asta mai lipsea să asculte și Rădița cu interes. N-aveam și așa destule pe cap. Se mută în centru, pe la rond, pe Elena doamna. Știa și strada. Știa și strada deșteptul de el. Coana Florica a zis că dacă o părăsește cu aia de la pirotehnie, ei dă cu vitriol în ochi. Așa mă, Fănică, adevărat? Crezi tu că-i dai aia cu vitriol în ochi? Așa a zis Tița, dacă minte, am mint și eu. Păi tu să nu minți, Fănică. Ce, tu te iei după Tița? L-am văzut pe Ambrozel. I-a luat madame Veștemeanu bicicletă. Nu se oprea. Nu-și dădea seama singur că spune prostii. Mergea fără să țină mâinile pe ghidon. Rezema bicicleta de gard, să odihnea puțin, să uita la ceas, să vadă câte ceasul. Asta e chestiunea cu Fănică, nu l-am bătut cum trebuia. Fuma țigări golf, să vezi tu, Rădiță, cum le stingea. Ia zi tu cum le stingea. Cu plictiseală. Tragea două, trei fumuri, stingea țigarea de călcâi și porma prindea alta. Dacă fuma țigare de la țigară, înseamnă că era nervos, mă. Nu plictisit. De ce era Ambrozel nervos? Ce a făcut Ambrozel să fie nervos? Nu știu, tăticul. Cum nu știi, bă, că le știi pe toate? Mă informez pe mine și pe Rădiță de stand de sergentul. Cine, mă, a lui sergentul să mă intereseze pe mine că divorțează? Ce a făcut ăsta la viața lui? A făcut vreo invenție, ce-i Aurel Vlaicu? Nu. Și la Ambrozel de ce a luat măsa ceas? A mărit chiriile ca să ia ceas, ai? De ce se uită Ambrozel la ceas să vadă cât e? Unde are el treabă? Unde întârzie Ambrozel? Dă din pedale să nu întârzie prostălăul.
Auzi, colo, întârzie! Întârzie, Ambrozel! Ce fac ei când se ceartă cu copiii? A? Se retrag în camera de sus? Fănic, ia dă tu o fugă până la 13.000 și spune să-mi facă urgent o vizită. Am o conversație cu el. Tăticule, 13.000 aici. Tăticule, avem o problemă. Aveți o problemă? Unde e sticla aia? Ce ți-ai făcut părul? Dau un pic de apă oxigenată. E, care-i problema? Tu bei rădiță? Da, beau, dar numai puțin. Destul de stumă așa mult. E, două cuvinte, despre ce-i vorba? Mai bine să spună el. Un prieten al nostru e urmărit de siguranță. Ei, nu vorbi. Are în păstrare o mașină de tipărit Boston și litere și toată instalația încape în două lăzi. Unde dracu să fugi cu el în spate? Păi atunci trebuie să-l ascundem. Tată, eu zic să șadă la noi. Mai punem un pat în bucătărie. Unde mănâncă trei guri. A? A? Nu, 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 la noi nu se poate. Mi-e frică de Fănică. El e copil, îl știți. Se trezește trâncănind. Are el caracteristica asta. Și atunci? Să-l ascundem la Pictor. Vorbesc eu cu Pictorul. În Pictor ai încredere? În Pictor am încredere. De ce, domnule Dulescu, de ce? Eu vin la dumneata că la Sfânta Biserică. Părintele e un om serios, dar n-am încredere. E un om sfânt și, da, nu știe să bea. Și numai cine cinstește băutura, numai ăla poate ierta omul de păcat. De ce am bătut eu până au căzut lați pe jos? De ce făcură, domnul Ieftimie? Cine? Sărani, de ce că ai bătut? A, doi nenorociți din Borintin, în piață, știi? Și că nemții pierd războiul. Vreau că și țăranul care-i talpa țării e contra guvernului atunci. Dar că știi din ce cauză? Ei sunt baza, ei trebuie să-și tragă gura, nu? Dar de ce am bătut eu așa de rău? Curgea sângele, curgea, curgea, curgea și nu se mai oprea. De ce erau ei mai mult morți și eu tot le dădeam cu cravașa peste gură, peste gură, știi? De ce nu mi-a fost milă, că și eu sunt doar tot de la țară? Pot să-mi explici, nu, Rădulescu? Când eram mic, o moscă n-aș fi omorât. Aveam alte aptitudini și mai târziu m-am schimbat. De unde atâta cruzime la un om ca mine? Nu e ceva foarte, foarte ciudat. Eu nu pot să-mi explic, mă gândesc și nu înțeleg. Nu înțeleg cum se formează caracterul omului. Ce se petrece în adâncul sufletului, ceva trebuie să fie, că de-aia am venit să te întreb pe dumneata. Adică ce nu dibuiesc eu, domnul Rădulescu? S-ar putea să fie dorința de a domina? Sau un fel de slăbiciune pe care o maschez prin violență? Intră, e deschis. Văd că ești ocupat. Las că vine altă dată. De ce să vă deranjez în conversație? Stai, domnule Rițu. Stai, nu pleca, că eu tot am treabă. Aveam așa un minut, două, stau de vorbă cu domnul Rădulescu. Dar nu știi, da? Eu sunt mare amator de vorbă de duh. Da. Păcat că dumneata nu discuți cu mine. Nu prea ai timp. Păi da, domnule Ieftimie, nu prea am timp. Păi dacă aș avea, aș discuta eu. Păcat, domnule Viță. Eu sunt un om cum se cade. De ce stai rău cu autoritățile? Ha? Ha? Păcat. N-are păcat.
lasă țiganca, picture, că vreau să te fac și eu o conversație. Trăiți, domn șef. Bun. Mergeți la post? Dar tu unde mergi? Păi, tot acolo, pentru viza pe buletin. Ce viză, bă, călărețule, ce viză? Parcă dumneavoastră nu știți, viza lunară. Păi ce dar avem mai făcut, bă, călărețule, eh? Hai, eu-și ca ștai, tu mie poți să-mi spui, că doar ce este în cafrație. De ce țineți dumneavoastră să vă bate joc de mine? De ce țineți să mă umiliți? De ce călcați în demnitatea mea? Bă, călărețule, tu ești om serios sau ce ești? Spune ce ai făcut, dacă nu spui. E pentru ce am furat pe timpul legionarilor. Așa, așa, și, și. Și am crezut că nu mai e cazul să fiu atent cu dumneavoastră. Așa e, că am văzut eu că n-ai prea, știi. Și, și. Toți legionarii au fost niște proști. Așa, mă, băiatule, mă, așa, mă, și în sfârșitul sfârșitului dăm o țigare. Nu, m-am lăsat că mă supără stomacul. E, da, dacă te supără noi și să dăm să... Și, și. Horia Sima a fost un căcanar. Da. Vezi, mă, băiatule, mă, vezi că le știi, mă. Să mai, dacă le știi, le știi și să mai. Domn șef, dacă permiteți, aș face și eu o vizită. Știți, nu mai am niciun ban în casă și am și o mătușă bolnavă la țară. La țară, e? Nu pot să o lași așa, sigur. În ce cartier? Aici la noi, domn șef. La mine teritoriul sfânt. Eu nu mă bag în teritoriul nimănui, nimeni să nu se bage în teritoriul meu. Așa, mă, băiatule, așa, știi că dacă intri în conflict cu umblatul, ori curică tricoterul ăla cu nasul mare, știi? Păi eu nu pot să mă amestec. Nu mă duc eu la ei, domn șef, se poate. Nici mâna nu mai merge ca altă dată. Îmbătrânesc, domn șef. Cu toți îmbătrânim, mă, călărețule, mă. De ce îmbătrânește omul, mă, călărețule, mă? Poți tu să-mi explici mie, mă, băiatule, mă? Ce se întâmplă, mă, cu organismul, cu sufletul, cu psihicul lui, știi, da. Ce rost are, mă, ce rost are, mă, băiat. Citi într-o carte, știi, că e o țară undeva unde oamenii nu îmbătrânesc niciodată. Așa era șeful de post. Un ticălos torturat de enigmele universului. De ce un om bate pe altul? De ce se întorc berzile din țările calde? Și Eftimie și călărețul trăiesc. Se țin încă bine. Așa e viața. Eftimie trăiește retras la țară, nu o duce prea rău. Bea pe ascuns pentru că rudele i-au interzis alcoolul, să nu-i cauzeze la sănătate. I-a rămas aceeași veșnică mirare în fața tainelor naturii. Cum dracu am putut să trăiesc ca un animal? Uite că a putut. Călărețul ieșea schiriașului Veștemeanu, al lui Ambrozel Veștemeanu. Nu s-a însurat, e unul dintre puținii hoți burlaci. Nimeni nu știe în ce trăiește. Se pare că din mila unuia și altuia. Sau mai are rezerve, poți să știi. E un bătrân ciudat și foarte puțin mai știu cine a fost. Chiar și faima hoților se uită. A fost un hoț original în felul lui. Practica un fel de birocrație a furtișagului. Parcă percepea niște impozite. De exemplu, se prezenta la cârciumul la Veștemeanca. Să trăiți, domn călărețu! Cu ce vă plâns, Hervie? Domnul călărețu, hai de capetele noastre. Afacerile merg prost, încasările sunt slabe. E război? E război sfânt. Sfânt, sfânt, dacă o să parale. Știi și dumneata. Domnul călărețu, poftiți, poftiți înăuntru la o gustare. Apre, adică după... Ce? Domnul călărețu, cât? Păi... Vai, Zoș, avem greutăți cu fiscul, domn călărețu. Doamna Veștemeanu, să nu ne dăm în stambă, nu e caz. Vai de sufletul meu, domn călărețu, avem un băiat la liceu, Ambrozel ne costă o avere, înțelegeți? Fara, chestii de-astea, că m-am furit și mă schimb. Dacă vreți, eu pot veni și noaptea, dar atunci... Hai că nu suntem la piață, oarecare demnitate, ce dracu? Avea și hoțul morala lui. Îi dădeai banul, te respecta. Apoi împărțea onorabil cu șeful de post. Era superstițios, nu mai trișa. Făcuse o singură dată și a mers prost. Dar visul lui era să intre în politică. Era întuneric. În definitiv, pictorul mă chemase. Spusese că vrea să bea un păhărel cu mine. El a zis vorbă mare, nu eu. Cine e? Eu sunt Vițu.
Tocmai atunci el apucase somnul. Ce, mă, ce s-a întâmplat? Păi, am venit să discutăm, ba de una, ba de alta, ca vecini. Mă, tu ești complet nebun. De ce? Trebuie să treacă domnul Tonel Eftimie pe aici? Nu vine, are treabă. E, vine, până la urmă își face timp, cât de târziu. E la țară, Victor, să-ți spun. De două ori. După ce își termină cheful, își spune, e, acum ar prinde bine o discuție cu pictorul. Mă, tu ai venit să te cerți cu mine? Da. Se drege cu tine. Uite ce, Vițule, măsoară-ți cuvintele. Asta te preocupă acum pe tine, să măsor eu cuvintele, nu? Știi ce ești tu, mă? Ciorbă de potroace. Aia de se bea după chef tare. Bine. Am să-mi măsor cuvintele, am să-ți vorbesc politicos. N-ar fi rău. Dacă vrei să mai ciocnim un pahar împreună, schimbă-ți teoriile. Cum gândești dumneata, adică? Nu e și Eftimie om, n-are și el suflet, n-are și el supărări la serviciu? Faci exact ca Fănică. Te pui și tu în situația lui. Află că am fost licențiat din serviciu, așa că n-am chef de glume. A, te-au licențiat, nu te-au dat afară. E, ce s-a mai întâmplat? Omul nu are nicio vină. Care om? E, proprietarul cinematografului. Și că e criză și în lumea filmului. Nu mai vin spectatorii la filme de propagandă. S-au săturat de propagandă, așa că n-are nevoie de reclamă. Da. E, ce om fin. E, da, e un om fin de genul. N-a procedat brutal, deși putea să o facă cel costă. A venit la mine și mi-a zis plin de tact. Asta m-a și impresionat, Neavițule. Mi-a zis, domnul Rădulescu, dumneata e mare talent, foarte mare talent. Dumneata ai putea picta tablouri ca Grigorescu, tablouri frumoase. Da. Nu-i păcat de Dumnezeu să-ți irosești talentul aici la cinema, să-ți înnăbuși eu talentul. Eu am multe păcate, domnul Rădulescu, dar în fața talentului mă închin. Eh? N-a procedat delicat? Da. Foarte delicat. De-aia nu puteai el să doarmă noaptea, să nu-ți pierzi tu talentul. Știi ce-mi place mie la tine, pictore? Cum vezi pe unul care își bate joc de tine, cum îi găsești calități? Cu toate astea erau prieteni buni. Lui Neavițu îi plăcea să stea de vorbă cu pictorul. Ăsta e adevărul. Pictorul lucrează și azi reclame pentru cinematografe. E parcă neschimbat. A promis să facă și pentru filmul nostru un afiș. Dacă o să-i placă. Dacă realitatea nu o să fie prea mult denaturată. Nu, nu. Cerul va fi senin. O țigară? M-am obișnuit cu el. Îți bune. Cerul va fi albastru. Câteva nume. 3, 4, 5. Și în schimb, ai viață. Crede-mă, domnule inspector, pictorul n-are niciun amestec. Poate îl știi pe pictor. În afară de femeile lui frumoase, nu-l interesează nimic. Uite, dumneata, ai să dormi aici. Pe fereastra de acolo se poate sări ușor în curte. Dar să sperăm că n-ai să folosești. Să ne punem rău înainte. Cum ziceai că te cheamă? Filip. De ce tocmai Filip? Nu știu, așa mă cheamă. A fost o coincidență. La mine e mult mai bine decât într-un grajd. Pentru simplu motiv că aici miroase altceva. După cum se poate constata. De la 15 ani nu miros decât plumb. Așa că vopseaua... Sunt tipograf de meserie. E, bagajele le ducem la mine, e mai bine așa. Nu, Nata, nu, nu, nu trebuie să te arăți acolo. Rădița, nu? Cine e femeia asta frumoasă? O târfă pe care am iubit-o foarte mult. Păi dacă ați iubit-o, nu era o târfă. Ba da, era. Eu
deocamdată le lăsăm pe aici, pe undeva prin Șopron. Mâine văd eu de un loc mai bun. Păi o să și umblăm la mașină, nu? Păi da, la asta m-am gândit și eu. Că Fănica știu toată istoria, e sigur. Nu putem crede însă că l-a spionat anume pe Neavițu, că a mers până acolo. Ce am mai aflat precis este că peste câteva zile Neavițu și Fănica au avut un nou conflict. Poate că a fost ultima ceartă din viața lor. Fănica, maică, scrie și de Tudora, să-i dea Dumnezeu bărbat cu cununie, maică. Uite la Tușa Veta, nici de la Catis nu-i dă stricatul ăla de Ginițu. Vai de capul ei. Mulțumesc, maică. A dat la cinte rogeascoană, voichițo. Da, știu și eu, maică. La Sfânta Mucenică Filoftea, la Sfântul Ambrozie, la Sfântul Mucenic Gheorghe, la Sfântul Patriarh Nicolae, de ce nu se duc la Sfântul Ioan Gură de Aur. Fănică, maică, lasă ca data trecută. Sfânta Mucenică Filoftea, mă rog să mă ierte că luai Floricăi frumușețe de bărbat. Dar tu, Mărioară, ai fost cu minte la vremea ta. La ce te mai rogi? Ia, mă rog și eu acolo, așa ca omul. Nu uita tu, Șolino, de răposatul arhir. Ce-i aranjezi, mă, așa atent? Fii și tu mai neglijent, mai... Nu contează cum mai aranjezi, numărul lor contează. Te ții de afaceri, deșteptule, vrei să te faci negustor, să trăiești pe spinare altora al dracului copil. Marș acasă, tebedeule! Mâncam și beam. Ei plăcea să bea. Dar femeile sunt proaste, beau vermut. Era toamnă și... Ploase puțin așa. Deodată văd că se ridică de la masă, pleacă spre șifonier și începe să se îmbrace. Ce faci, Lucico, întreb? Ai servici? Nu, n-am servici. Păi atunci ce ai? Începe să râdă. Râdea frumos. Extraordinar de frumos râdea. N-am nimic, Nicule, îmi zice chinuindu-se să fie serioasă. Dar nu putea, nu putea. N-am nimic, dar nu te mai iubesc și de-aia plec. S-a aranjat toaleta în fața mea, am ajutat-o la bagaje și a plecat cu pantofii în mână. Că era noroi afară. Ei, n-a fost frumos? Zău că a fost frumos. Cine e? Domnul Călărețu? A, să râd mânușițele, domniță. Iau și eu puțin aer, mai exact oxigen. De la o vreme mi-am făcut un obicei. Am și eu anumite obiceiuri. Fac seara câțiva pași pe jos. M-am speriat. N-am văzut bine cine e. Ca întotdeauna cochetă. Tată, Călărețul de târcoale prin fața casei. E, hai fi serioasă, doar la nebunii Călărețul. Ce să fure el de la noi? Ia, poate banii de taxa lui Romic. Aia de-i băut sidică, bătuna Dumnezeu să-l bată. Era la piața Ghincea un loc unde veneau fetele de la țară să se angajeze servitoare. Acolo s-a prezentat într-o zi și Tuțuleasca. Avea mare nevoie de bani. Pare cinstită. Și curată. Dar dacă are bărbat? Treabă și tu. Ascultă, ești căsătorită? Adică ai bărbat? Am, cucoană. Întreabă, are și copii? Am cu coană, dar e băiat mare, la liceu. Ți-am spus să fi mers la piața Amzei. Acolo vine Ardelencea. Tuțuleasco! Tuțuleasco! Uite ce, dacă se ia o străină una din alt cartier, mai bine te iau pe tine, că te știu femeie cinstită. Hai, ce zici? E ceva, madame Veștemeanu? Eh. Bine, am nevoie presantă de bani. Așa, hai! Nu contează că ești măritat. Eu țin la cinste și la hărnicie. Altceva nu contează, farafastă cur de astea. La mine n-ai mare lucru de făcut. Mai care o găleată cu apă, mai stai, mai spargi niște lemne, mai stai. Îmi spuneam, madame Veștemeanu, nu te refuz. O lună, două, nu mai mult. Până aduc o fată nouă de la țară, una tinerică. Ce face, dragă Romica, al tău? Învață, învață? Da, învață, învață bine, săracul. Ah, Ambrozela nu vrea deloc. I-am luat și meditator. Nu, numai la bicicletă e bebu. Ia ține, dragă, coșul ăsta. Ai grijă să nu scapi. Eu, dragă, să știi, la mine ordinea și curățenia contează. Eu sunt o femeie care nu mă uit la nimic, dar... Ce faci, dragă? Dai să-ți vine, ce ești, dar? Hai la locul tău! Hei, drogeală! T-ai dat pe legătura de pătrunjel, madame Veștemeanu. Nu te privește! O servitoare se cuvine să fie discretă, dragă. Cât ai dat pe legătura de ceapă? Nu te privește, hai, mișcă! Că întârzi Ambrozel la liceu și nu-i mâncare gata. Cât ai dat pe legătura de ceapă? Ce?
Mai spui ori nu spui? Nu spun. Cât ai dat? Tu legătura, Leu, ce-ai nebunit? Păi vezi că știi, mă. Ai ajuns să faci și tu pe nebuna, nenorocito. Ai ajuns la păreri. Ia-ți coșul și umblă de amblagito. Mă doare pe mine undeva de ambrozel al tău. Nu te bate ăla degeaba. Fierățele dracului de nespălate. Milloagele dracului. Păduchioasă. Mai vii tu la mine după gas. Chiar focul să te ardă. Băi, rădiță, te-am rugat să-mi calci cămașa aia albă. Imediat, tuciule, se face. Rădița era o fată veselă. Necazurile nu copleșau. În ochii noștri era chiar elegantă. Se purta cu permanent la păr. Gicu! Tita! Milica! Unde sunteți, măi? Mai târziu am aflat că activase și la Ajutorul Roșu. Se îngrijea de familie rămase fără sprijin, ale celor de prin închisori. Ce repede spălarea! Hai! Nu, nu! Cum nu? Ce avem păreri? Aprinde, aprinde focul și afară în sobă. Bine, atunci uite, v-am adus de mâncare. Pâine, vezi că e proaspăt. Foarte bine. E caldă. E caldă. Pentru azi vă fac macaroane cu majun și pentru mâine aveți aici ciorbă în oală. Ține minte pentru mâine asta. Plouă, plouă, mântele-te, ouă! Babele nu mă duc, uite-mă ce mai ți-ai făcut, s-a rupt părtița, s-a rupt părtița. Păi sigur că o repar, dar cine? Lasă-o încolo acum. Hai odată, mai repede, că se udă bagajul ăla. Bonjour, madame, boată, perendita, tu erai. Mi-am dat seama când m-a tu dai așa buzna în casa omului. Da, nu mai eu dau buzna în casa omului. Ce făceai? Păcatele mele, scriam și eu un acatist pentru Sfânta Filoftea. Dar de ce tocmai că trebuie Sfânta Filoftea? Ah, eu sfântă mai de treabă. Și au necazuri, un soț bețiv, vreo patru copii. Patru copii? Uh-huh. Pentru o sfântă nu e rău. E suficient. Cum era să uit, să fac prezentările. Domnul 13.000, așa e să zice, și doamna Niculina. Bine, bine. Așa e el mai timid. Ai, mai bine să fie timid în conversație decât să fie timid în fapt. Ascultă-mă pe mine, că sunt femeie cu un picior în groapă. Asta așa e. Unde ai dreptate, ai. Uite, ăsta, ți l-a trimis cineva să-l bei de ziua matale, în cinstea băiatului care a fugit din închisoare. Sfinte Dumnezeule, Sfântă Filoftea, ajută! Ajută-le, Doamne, să-l răstoarne pe Antonescu și să iasă de în război. Unde e, mai că vreau să-l văd? Asta să-l mai văd odată până nu mor. Nu mor. Și cum o să mori? Cum o să mori? De ce să mori? Uite, avem noi grijă de matale. Vă mulțumesc, dragii mei, ăsta așa e. Hai să bem vinul ăsta acum. Eu nu mai știu când e ziua mea. Numai două, că el nu bea. Nu. Bine, atunci mă duc să repar portița, ca să nu mai stară nimeni peste ea. Să stai cu noi. Mie nu-mi plac bărbații care nu beau. Uite așa, aici. Să-l vedem sănătos acasă. Așa-i, maică. E groaznic să moară băiatul și să trăiască mama. Eu mă duc la portiță. Petrecere bună în continuare. Matei! Ce vrei? Nu pleca, sărută-mă. Hai, mai vreau! Ei, sănătate, coană. Iartă-mă, coană, Nicolino, dar am trebuit în scaun. Au! Mi se pare că trebuie reparat și patul ăsta acum, da? Ce fac cu bagajul?
Cerul va fi albastru. Or să mă pună la zid. Nu o să nimerească bine de prima dată. O să trag întâi în picior să mă mai chinuie puțin. Abia la a treia salvă o să nimerească inima. Ofițerul care să comande foc e un tinerel proaspăt însurat. De felul lui de prin părțile ei alumiței. Nevasta îl înșeală cu un învățător, om de statură potrivită. Cel care o să mă nimerească în inimă suferă de ulcer duodenal. Și are citații de proces cu un văr pentru pământ, două pogoane de viță de vie. O să încerce să mă lege la ochi și ofițierul o să comande foc. Cam așa o să se întâmple. În linii mari. Bună dimineața! Ce te gătiști așa, domn călăreț? Te duci să te însori? Cam așa ceva, coană mare. Aveți vreo vedere de cine? Păi n-ar fi timpul să mă duc și eu la casa mea. Unde-i domn Neftimie? Nu știu unde-i domn șef de post? Duceți-vă sus, domn. Păi închisă ușa. Aia din dosie deschis.
Ce, bă? E o chestie importantă. Ce aia chestie? De la stomac, cred că de la Paris ar vine. Unde-i dumneavoastră mie? Don șef? Da. Era veștea mea încă, bea. Jandarm calare. Care zi călugărul din vechiul schit. Ne-a făcule. Trece un jandar calare, fata mare pe picioare. Trece un... Unde-i mușteiul ăla, că mă distrug, dacă... Unde-i sumnațul tău? Da. Ei, ce-i cu orele? Se au acum? Am ceva cu dumneata. Ba, tu te-ai găsit cum aveți cu nimicat în gură? Credeam că... Da. Păi ce? Păi, mai... Madame Veștemeanu, o baterie, te rog. Ha, bun, ha, bun. Vreau coace și bești un par de vin, ha? Hai, hei, hei! Să treci. Da? E ceva extrem de urgent. Acum ți-ai găsit și tu, să mă deranjezi când vezi că sunt și eu cu damele, ha? Vezi că sperii, damele? Părințele, ia, pune și mie. Nu vă speriați, fetele, nu vă speriați cu omul, nu mai. Nu, ce ai intrat în politică. Asta-i, domn șef. Am să vă spun ceva. Ce vă vreau? Domnul Știmie, dacă o să vă spun ce am să spun, vă să-mi ziceți toată viața. Călărețule, poftește, ia loc. Vreau să mă duc în altă parte, dar eu în ce? Și pentru cariera dumneavoastră, zic eu. Altfel o să se uite lumea la noi de azi înainte. Dumnezeu. În ce problemă? Ia să vedem în ce problemă mă deranjez dumneata pe mine. În problema bolșevică. Acum. 6, 5.
5. Este. Și 7. Și ai rămas. Asta e marți. O să fie ziară. Cine e? Eu sunt Eftimie. Vin, vin. Vin, 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 Acușica. Aha, să trăiți la șef. Ce pictore? Ți-ai pus alarmă la poartă? E, atâta mai țin și eu minte din armată. E, dacă erai pe front? Ce sunt eu de vină? Am început ăștia războiul prea târziu, acum sunt prea bătrân. Bună seara, domnule Viță. Seara. Eu nu știu cu mine, o să paralizez într-o bună zi. Nu cred. Vă rog să mă scuzați. Continuați. Ia loc, domnul Eftim. Bei ceva? Arteriosclerosă. Asta vine de la tutun și de la băutură. Eu m-am cam dus. Stai, domnule Viț, stai. Alarma aeriană nu s-a terminat. Circulația persoanelor civile este interzisă. Ce vrei să te amendeze? În fond, picture, tot vreau nu să-mi iau revanșa. Ce-ar fi să-mi dea și mie din secărica aia noastră? Ce zici, meștere? Așa, bătrâne, simte-te ca acasă. Domnul Rădulescu, vreau să te întreb ceva. Ce se întâmplă cu o femeie care într-o bună zi nu-și mai iubește bărbatul pe care l-a adorat? Ce se petrece în sufletul ei? De unde vine schimbarea asta bruscă? Ceva trebuie că se petrece cu ea, anumiți factori. Domnule Eftimie, jur, habar n-am. Mi-ar pare rău să nu găsesc un răspuns la întrebarea asta. Și dacă nu-mi răspuns meta, asta ar fi unica ocazie. Poate știe domnul Viță. Femeile sunt constante. Da, dar nu sunt și excepții? Nu. Nu sunt excepții. Sunt, Pictore, sunt. Uite, uite.
Femeia care m-a iubit ca o nebună m-a trădat în amor și nu mi-explic de ce. Nu mi-explic de ce. Cauzele care au fost de s-a ajuns la 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 la. Oh, iată excepția. Dacă ai ști, Nărădulescule, ce somn îmi e. Știi că băiatul meu are scarlatină? Dacă aveai un copil, mă înțelegeai? Mi-ai spus odată. Ce păcat, neftimie, că n-am și un băiat. Am spus eu asta? Tare aș mânca o fasole, Dumnezeu. De ce-mi place mie fasolea asta atâta? De ce-mi place? Dumnezeu are copii, dânsul poate să mă înțeleg. Ah! Mi-aduc aminte când am spus. Eram beat, criță la dărăști. Victore, spune-mi măcar cum e cu porumbei. Cum se întorc ei la destinație? Îi duci peste mari și țări și tot se întorc. Se întorc la cuibul lor. Asta e ultima întrebare. Dar aș vrea să-mi explici cum se întorc ei. Nu vreau să-ți explic. Unde-i bolșevicul derbedeilor? Care-i bolșevic, nenorocitule? Noi am băut împreună și acum mă înjuri. Suntem prieteni? Cum o să fiu prieten cu o lichea ca tine, mă? De ce nu-mi spui că sunt un porile fascist? Hai, spune-mi. Spune că sunt un câine fascist. Da? Păi asta știi și tu, mă. Eu am să spun ce nu știi tu. Ia spune. Tu nu știi de pildă cât ești de prost. Eu sunt prost? Unde-i lumina? Ți-o aprind eu. O fi în pivniță. O fi? Și acolo e tuneric. Aprinde lampa. Una sau două. Nu mă nerva la creier. Păi atunci două, ca să vezi mai bine. Și cum ai dat, domnule Vițu? Hai! Că ești prost, Chiftim. Unde v-ați fi? Voi l-ați ascuns, normal ar trebui să știți unde l-ați ascuns. Normal așa ar fi, cum spui tu. Unde v-ați fi? Domnul Vițu, spune dumneata, unde v-ați fi? Ce mă întrebi? De unde vrei să știu eu despre ce vorbești și pe cine cauți? Să mă fi mințit ăla. Oh!
Stai, domnule inspector! Comuniștii! I-am arestat, sunt jos amândoi. Care amândoi? Vorba-i de unul. Gazele, domnule inspector, că ăla s-a ascuns. E, ăla, ăla. Ce-i cu ăla? Nu e. Nu e, domnule inspector. Sunt ceva urme sub fereastră. Posibil că a sărit cineva pe acolo. Dintr-un punct de vedere, foarte posibil. Ascultă, butonier. Mă rănați. Ce cauți aici? Păi, am venit să-i arestez. Singur. Da. Știți, am vrut să vi dau pe tavă. Pe tavă? Da. Ți-am cerut eu să-mi dai pe tavă? Ce expresie asta pe tavă? De ce nu m-ai așteptat pe mine? Cine dracu te-a pus la inițiativa? Eu i-am băgat. Ia de neaviț. Cine ți-a spus, mă, că ăștia-s comuniști? Și dacă nu sunt comuniști, a? Cum te cheamă? Potonere Fimi. Și mai cum? Potonere Fimi Iorgu. Plutonere Ftime Iorgu, ești un tâmpit. Da! Vedeți dacă mai e ceva pe aici. Și tu încalță-te, să fii încălțat. Da. V-ați zis că tu ești pictorul. Locuiți amândoi aici? Minte, domnule comisar! Locuiește vis-a-vis! Ia mai duceți-vă, dracule, cu toții! E tata Matei, l-au arestat. E și pictorul cu ei, nu-l văd pe Filip, poate reuși să fugă. Să facem ceva. Nu se poate face nimic. Vreau să-l văd pe tata, să-i fac un semn. Atât. Mașina vă trimite înapoi. Ei, ce? Ce vrei tu să intri în politică, mă? N-ai tu meseria ta cinstită? Vrei să fii demn, să fii respectat, să spun stai jos, domnul Călărețu? Cum te cheamă, mă? Sper că dumneavoastră nu știți. Cum te cheamă, mă? Călărețu Ionel. Ești un tâmpit, Călărețu Ionel! Un tâmpit! Nu mai putem intra în casă. Ce o să se întâmple cu tata? Trebuie să ne ascundem. Vreau să-l văd pe Fănică. Și împrind spate în babalica. Haide, haide, nu se rămâne poate să te vede, te rog. Te rog. Nici noi nu trebuie să ne mai vedem. Ne despărțim și ne ascundem. Tu ai să duci la casa din strada Matei Voievod. Mi-a fost frică de clipa asta. Să fii atentă, s-ar putea să fii urmărită. Știam că o să vină și clipa asta. Și totuși speram să nu vină. Și m-am purtat rău cu tine. Ei, te-ai purtat rău cu mine. Da. De ce vorbești așa? Chiar îmi plăcea să mai peste picior, să mă ironizez. Tu erai fata energică și eu băiatul timid. Tu erai cea puternică, iar eu cel protejat. Așa ne-a plăcut nouă să fim. Lasă-o așa, pentru că ne iubim. E adevărat, Matei? Da, te iubim? Da, da. Mă las să te gândi puțin. Vreau să descoperi fruntea, ochii, buzele. Paștele mălții de viață. Ce ai făcut? Am jurat. M-a lăsat și pe mine nervii. Am obosit.
Nu mai pot. S-a sfârșit, pierd totul și sunt neputincioasă. Dar să știi că te iubesc, chiar dacă ne despărțim. Vreau să mă mărit cu tine. Vreau să am copii, să-i spăl, să-i cresc, să-i trag de urechi. Bine, doar nu o să țină la infinit. Vreau prea mult. Spune tu, iubitule, vreau prea mult. Nu. Și uite ce lună e. Ce-i cu tine? Uite-te la mine. Uite-te să-ți amintești cum sunt. Și te rog, treci pe mine. Te rog, nu muri. Îndrăgostește-te de altă femeie, dar nu muri. Îmi promiți? Asta nu ți-aș ierta-o niciodată. Hai să nu ne despărțim acum. Să mai stăm împreună până dimineață. Să rămânem aici până în zori. Se pare că din noaptea aceea nu s-au mai văzut niciodată. Bat ca nebunii, parcă ar vrea să rupă ușa. Stați, stați, ce tot bateți atâta, că vă deschid. Unde-i sorta, puștule? Nu știu unde e domnul, nu știu unde a plecat. Nu mi-a lăsat vorba. Și chiar nu știu unde e sorta? Pare un băiat inteligent, cum nu știi? Sincer, îmi pare rău, dar nu spune niciodată unde se duce. Dar aș putea să vă arăt ceva, poate vă interesează, știu. Fănică respecta autoritățile. Era sincer când voia să fie de folos polițiștilor. Se simțea mai important, mai matur. Dar nu putem ști dacă Fănică și-a dat seama de consecințele tragice ale bunăvoinței lui. A arătat agenților mașina de tipărit. Ce s-a mai întâmplat cu el? Stăpânirea mușcări și poate mai mult de dorul de aventură, după câteva zile a fugit definitiv de acasă. După care a mai aflat un singur lucru, că i-a făcut o vizită Lucicăi. Vino! Fosta iubită a pictorului. E foarte frumos la tine. Hai la mine în dormitor să mai stăm de vorbă. Acolo e mult mai frumos, e incomparabil. Uite, ia bombanele astea. Și sărută-mă. Ești foarte frumos. Da. Se povestește tuțulească că ai fost pe la mine, da? Și spune-i pictorului să-mi fac o vizită într-o dimineață. Dar pictor a fost arestat. Arestat? Dar ce-a făcut? Ce poate să facă el? Imposibil, abia zilele trecute l-am întâlnit. Și Lucica trăiește. A refuzat să fie filmată, dar mi-a povestit multe amănunte din vremea aceea. În privința întâlnirii cu pictorul se înșela puțin. După cât își amintește, el se văzuseră cu 2-3 săptămâni înainte de arestare. Victorul bătea orașul în căutare de servicii. Lucica! Nicule! Nicule, tu ești? Nu se poate. Arăți foarte rău. Și tu? Arăți ca de 60 de ani. Ți-ai vopsit părul. Îmbătrânesc, Nicule. Dar și tu îmbătrânești. Era mai bine dacă rămâneam cu tine. Ai copii? Am o fată. E la liceu ortodox, în clasa 5-a. Stă cam prost cu matematică. Caut un preparator bun, dar nu un student. Un om în vârstă, serios. L-ai iubit? Pe care tu, la cine te referi? La cel pentru care m-ai părăsit, soțul tău. Ah, tu te referi la Gicu.
De ce tu credeai că am rămas cu Gicu? Nu, dragă, nu. Cu ăla am stat doar câțiva ani. E, i-am luat casele, că făcuse imprudența să le pună pe numele meu și l-am lăsat. Și acum cu cine ești? Actualul meu soț e inspector la siguranță. Îți iubești soțul? E un om foarte bun. Are grijă de mine. M-a trimis în Italia când a murit mama, să mă consolez. Și te-ai consolat ușor, nu? În Italia e foarte frumos. Numai departe ruinele Pompeiului, Vezuviu. Ți-aduce aminte? Și tu voiai să vezi Italia. Crezi că aș putea muri gândindu-mă totuși la... La cine? La Italia? Nu, la tine. Tu m-ai iubit. Nu, nu te-am iubit. Ai ținut foarte mult la mine. Niciunul nu mi-a răbdat cât mi-ai răbdat tu. Din cauza mea ai renunțat și la pictura ta. Nu pot să admit că nu m-ai iubit. Dar n-ai știut să fii vulgar, oricâte eforturi ai făcut. M-ai respectat prea mult. Trebuia să mă respect mai puțin, poate eram și azi împreună. Ah, din pricina respectului? Nu. Nu asta m-a deranjat cel mai mult. Trebuia să mă iubești mai puțin, dar să-mi asigur tot confortul. E târziu. Altele la vârsta ta se țin mai bine. Cum ajung acasă, fac un duș rece de tot. Eu mă duc în stație să le iau pe patru. Lucico, Lucico. Tot caragios era. De-a treia oară o să nimerească inima. Poftim. Da, cerul e albastru.
fetiță, toarnă-mă apă să mă spăl.